Deci, pentru că am considerat că este important, l-am tratat cu editorial. Nu puteam să punem scrisoarea dumneavoastră la pagina 1, lângă editorial, pentru că acolo trebuiau să fie elementele informative din Iugoslavia. Exact pe lungimea editorialului, cum este de 2 săptămâni, de 3 săptămâni încoace. Adică ceea ce doriți dumneavoastră. De aceea nu le-am fi putut pune unul lângă celălalt. Iată explicația. Să nu mă bănuiți de vanități. Păi nu vă bănuiesc de nimic. Eu trebuie să răspund la ce a spus dumneavoastră, că noi am făcut o scenare acolo. Noi avem un plan bine stabilit în care dorim să mă așez eu la balcon și să scuip în capul celor de la galerie. Că eu rețin exact ce spuneți dumneavoastră. Asta ați făcut. Domnul, eu v-am explicat bucătăria internă a ziarului. Nu e esențial asta. Că n-am scuipat în capul nimănui. Îmi erau prezente ambele texte, nu v-am întrebat. Nu tocmai. Vreau să vă întreb, îmi permiteți să vă întreb ceva. Întrebați-mă. Nu asta e esențial. Evident că pe oameni cu că unde a stat textul. Vă mulțumesc, am înțeles. Păi dacă dumneavoastră folosiți astfel de expresii că m-am suit la balcon să scuip în capul celor de la galerie, v-am explicat. Domnule Popescu, s-ar putea să nu vă dați seama pe semne ce ton folosiți. Poate că dumneavoastră, ca un om care n-are o oglindă, imaginați-vă că trăiți într-o casă fără oglinzi și nu știți cum arătați. Dumneavoastră, noi nu ne percepem pe noi în identitatea noastră. Alții își dau seama cum arătăm noi. Poate dumneavoastră nu sunteți conștient de tonul pe care îl aveți când scrieți. Cum scrieți? Asta face farmecul dumneavoastră. Dar în același timp, în afară de farmec, este și partea extrem de vulnerabilă a dumneavoastră. Pentru că practicați o prezumțiozitate. Nu, domnul Liceanu, haideți să nu analizăm persoana mea, că nu face obiectul acestei discuții sub nicio formă. Uitați ce face obiectul. Din ce ați spus, un lucru care interesează, cred, pe toată lumea, este dacă presa română și ziarul dumneavoastră și tot ce ați spus înainte, preia informație și o servește ca atare. Prin ce miracol a ajuns lumea să-și răstoarne vederile de la o lună la alta? Păi aici ajungem, domnule. Așa, haideți să ajungem. Ce să răstoarne, domnule? Haideți să ajungem. Deci, hai să discutăm serios. Deci, ce am spus până acum, mie mi se pare o futilitate, ce am discutat până acum. Nu mă interesează. Deci, acum să discutăm lucruri serioase. Dumneavoastră spuneți că s-a răsturnat percepția. Eu am scris încă de pe vremea când mă duceam la Bruxelles cu domnul Emil Constantinescu și mă străduiam din răsputeri în ziarul Adevărul să fac lucrurile mai frumoase decât erau în realitate, pentru că era vorba de România acolo, în primul rând, și ziarul Adevărul a făcut tot ce i-a stat în puteri în perioada aia de campanie în timp de pace, domnul Licea, în timp de pace și de stabilitate, în care se punea problema intrării României în NATO. Și am făcut tot ce ne-a stat în putință, în speranța că la Madrid România va fi primită în NATO. N-a fost primită. Între timp, deci acest NATO către care eu, colegii mei, noi de la Ziarul Adevărul, nu vorbesc în numele presei în general, nu îmi displace profund chestia asta, am militat, iată că acel NATO însemna pentru noi atunci niște lucruri foarte clare. Însemna garanția stabilității, garanția siguranței militare, în primul rând, a țării, deci că nu putem fi atacați de un dușman mai puternic care să ne bombardeze eventual ca așa vrea el, pentru că ne poate apăra NATO, care este o instituție defensivă, așa, și în același timp că ne asigură și o anumită stabilitate internă într-o zonă din asta convulsivă, România fiind o țară destul de zgâlțită pe dinăuntru. Bun. După aceea, cu ce concept de NATO? NATO ăsta, haideți să-l înlocuim cu o variabilă mută. Ce fel de NATO? Să precizăm termenii, da? Vorba lui Confucius. Că altfel nu se poate. Haideți să precizăm termenii, că altfel nu ne vom înțelege. Ce fel de NATO? Deci, NATO ăla care realiza în români 80% adeziune, domnule Liceanu, îmi permit să spun că NATO-ul ăla nu însemna nici Magna Carta, nici Bill of Rights, nici Droit de l'Homme, nici American Constitution, nici ce mai vreți dumneavoastră din marile cuceriri ale democrației occidentale. Însemna, într-un mod care mi-a aduce totdeauna aminte de Țiganiada lui Budai Deleanu, o extraordinară operă aparținând esenței poporului român, însemna niște râuri de lapte, niște maluri de mămăligă, și, în general, un hamburger mare și pentru toată lumea primit de la Occident. Acesta este adevărul. Asta era pentru dumneavoastră NATO? Pentru acest 80%, acel procent uriaș, imens,
În Cehia aveam 50%, în Ungaria la un moment dat mai puțin, în Polonia și acolo până la 60%. În schimb, în România, domnule, toată lumea vroia să se integreze în NATO ăsta. Așa, că știa cineva care sunt regulile acestei organizații, ce să nu știa nimeni, domnule. Nici dumneavoastră. Ba da, eu știam, dar nu vorbesc de mine, eu vorbesc de acel 80% acum. Dar și dumneavoastră doreați integrare? Da, în acel moment da. Și s-a schimbat ceva între timp. Deci eu doream, din considerentele pe care vi le-am explicat înainte, care se aplică evident ziarului Adevărul unde lucrez, și acum vă explic de ce acel 80% despre care dumneavoastră spuneți că s-a răsturnat. Și eu vă explic de ce nu s-a răsturnat, că n-avea ce să se răstoarne. Deci acel NATO nu a fost conceput în esența lui adevărată de către oamenii care vroiau să ne integrăm în NATO, o vorbă. Acum se întâmplă acest lucru șocant, zguduitor și pentru mine, anume? Și pentru cei 80%. Anume? Și anume NATO atacă o țară suverană. Deci nu discut problema, o să ajungem la problema interetnică gravă a Iugoslaviei. O problemă gravă, interetnică internă a Iugoslaviei. Dar deocamdată, potrivit reglementărilor internaționale, Iugoslavia era în anumite granițe. Și această țară este atacată din nordul și până în sudul ei, până la ultimul sătuc și oraș, este atacată din aer, cu bombe, într-un mod care nu seamănă deloc cu un război. Tot audă război. Nu este război. Acum ni s-a și spus că nu este agresiune. Nu care cumva să credem că e agresiune. Au dreptate. Nu e agresiune. Are dreptate Consiliul de Securitate. Este o execuție. Acești oameni n-au posibilitatea să se apere în niciun fel. Se bombardează de sus, fără putință de răspuns, obiective de tot soiul. Sunt omorâți civili. Sunt distruse clădiri civile, poduri, fabrici, rafinării. Sunt lăsați 1 milion de oameni fără apă curentă. Sunt lăsați fără adăpost alte nu știu câte sute de mii de oameni. Explicați-mi, cum credeți că poporul ăsta, care nu e format din... O să discutăm imediat ce e cu societatea civilă, cum semnați dumneavoastră aici. Deci poporul ăsta nu e format din inteligenți vigilenți, domnul Licea. Este format din poporul român, care ăștia sunt oamenii. Să precizați-vă ideea. S-a răsturnat ideea de nu NATO. Nu s-a răsturnat nimic. În mintea dumneavoastră. Deci în mintea mea NATO și din ceva frumos și bun a devenit ceva odios. A devenit ceva odios. Deci acești oameni, nu numai eu. Domnul Licean, dacă ar fi format numai de mine, ați rezolva-o ușor. Să știți că sunt milioane de oameni în țara aceasta care v-au detestat pentru această scrisoare. Profund, emoțional, neinteligent. Dați-mi voie că să nu cred se ridică la nivelul că sunt alte milioane de oameni da. Care m-au iubit pentru vă scrisoarea. Vă garantez eu că nu v-au iubit, domnul Licean. Nu, o să avea, nu putem avea garanții de nicio parte. O să vedeți. Da. Deci milioane de oameni... Îmi permiteți? Nu, vă rog, dumneavoastră, interveniți după aia. Deci, păi nu știu când terminați. Păi când terminați dumneavoastră, trebuie să ne spună domnul Tucă. Dacă am vorbit mai mult decât domnul Liceanu. Am stabilit că vorbim cu rândul, ca să ne certăm. La un moment dat o să trebuiască să vorbim și... O să înceapă și asta la un moment dat, evident. Deci milioane de oameni din această țară s-au trezit în fața acestui șoc. Păi bine, dom'le, eu de la NATO așteptam să mă bag în el și să mă apere de Rusia aia, de ursul rus, de Ucraina care are ogive nucleare, de Belarus, care și aia avea ogive nucleare, să mă apere de ăștia. Trebuie să ne întrerupem. Ce se întâmplă? De cine să vă apere? De cine să vă apere? Stați puțin. De aceste puteri estice... Domnule Popescu, da. Haideți să vorbim. Nu, iertați-mă, dar practicați deja un stil puțin infantil în discuție. Haideți să punem problema în termenii maturei discuției. De cine să vă apere NATO azi când nu mai există blocuri în lume? De cine îți va apere? Ce blocuri, dom'le? De Rusia, care are armament nuclear în continuare. Păi nu, vreau să vă spun că în clipa de față... De NATO... Ucraina, care este din ce în ce mai nervoasă la granița cu Moldova. Eu cred că ați greșit. Și care se poate scinda oricând. NATO nu s-a făcut, nu există astăzi în lume rațiunile pe care le avea, conform rațiunilor pe care le avea în anii 50, 60, 70, 80. Poftim? După deci 1990, NATO este o organizație defensivă care arpără orice stat membru al lui împotriva unei agresiuni externe. Dacă îmi dați voie să vă spun ce cred eu că e NATO astăzi... Păi ce crede ce scrie în statutul lui? Nu. De ce a devenit NATO azi? Și de ce, în ce măsură această intervenție nu transformă NATO dintr-o bunică bună care vine și se aduce prăjituri într-un căpcăun care vine și dă cu barda și scoate să... securea războiului. După părerea mea, astăzi NATO are în lume
într-un moment în care nu mai există blocuri cum existau în timpul războiului rece, pur și simplu rolul de a apăra securitatea europeană. Da? Și înțeleg prin asta, nu că în clipa de față două categorii de țări care formează două tabere distincte, comunismul și capitalismul, se iau de păr și NATO garantează integritatea lagărului capitalist. Nu mai arată lucrurile așa, îmi pare foarte rău, veniți cu o viziune complet depășită. În clipa de față, NATO nu se poate justifica în felul ăsta. Pentru că nu mai există un bloc comunist și un bloc capitalist. Și dacă nu mai există un bloc comunist, dumneavoastră nu dați mie voie să mă tem de Rusia în continuare? A, temeți-vă, dar vă temeți în alt fel. Și dacă îmi dați voie, vă spun cum. Vă temeți exact în felul în care mă tem eu de ceea ce face Milošević astăzi. Și când vă spun că NATO, rolul NATO-ului azi în lume, este de a apăra securitatea, mă rog, în cazul ăsta securitatea europeană, asta înțeleg că în orice loc se aprinde un focar prin care sunt călcate în picioare violent drepturile omului, atunci NATO are funcția de a interveni. Asta domnule e altceva Popescu, decât securitatea europeană. Nu este altceva. Uitați, mi-am scos aici un citat fundamental din Kofi Annan. Da? Deci, președintele, secretarul general al ONU, a spus aceste cuvinte memorabile după mintea mea. Guvernul unei țări nu are dreptul să disimuleze în spatele suveranității naționale pentru a viola drepturile omului și libertățile fundamentale ale locuitorilor acelei țări. Deci vreau să vă spun că dacă în 1980-85, când noi trăiam o oroare sub Ceaușescu, ar fi venit NATO să ne scoată de sub gheara acestui căpcăun, NATO și-ar fi făcut o funcție pozitivă și-ar fi jucat un rol pozitiv. Dar n-a făcut-o. Nu, pentru că această treabă se petrece exact după ce a căzut cortina de fier. Și în această nouă conjunctură internațională, NATO se redefinește. Păi și ceea ce se întâmplă acum, Iugoslavia nu e niciun bloc, da, ceea se ce poate, se da? Întâmplă în clipa de da, față pentru că Iugoslavia este un precedent. Nu e un bloc. Este un precedent. E cu adevărat un precedent.